invit pe Jeff, are și el o vorbă de scripturi și îl va traduce Andrei. Frate Gigi, welcome! El a luat un nume românesc când a venit aici, pentru că până să ne obișnim noi așa să-i spunem Jeff pe numele lui adevărat, am convenit să trecem la o altă formulă și anume să-i spunem mai ușor pe românește. Gigi, aleluia! Welcome, brother! Hi, Dad! Yes, hi, Dad! I want everybody to know that I'm sad to announce that tonight is our last night. Vreau ca toată lumea să știe că sunt atât de trist să anunț că seara aceasta va fi ultima seară noastră în România. But I want to share with you how happy I am that we are spending our last day and our last night here with this family. Dar de asemenea vreau să vă împărtășesc cât de entuziasmat sunt că putem petrece această ultimă zi a noastră în România cu dumneavoastră, cu familia aceasta minunată. It's a great place to end our trip in the presence of God. E un loc minunat în care să finalizăm călătoria noastră sau timpul nostru în România în prezența lui Dumnezeu cu dumneavoastră. I myself have been here for 2 months now. Am fost în România de aproape 2 luni. And my wife Sharon and my daughter Chloe arrived 2.5 weeks later. Și soția mea Sharon și fiica mea Chloe au venit cu 2 săptămâni jumătate mai târziu după mine. And we are going to miss all our friends here in this beautiful country. Și o să ducem dorul tuturor prietenilor care i-am făcut aici în România, țara aceasta minunată. I'm guessing that we have traveled between 1/3 and 1/2 of the entire country. Presupun așa, bănuiesc că am vizitat și am văzut dacă nu o treime, dacă nu jumătate țară, aproape o treime cu siguranță. When I get back home, I'm going to pull out my map and count all the counties, the județe. Când o să ajung înapoi în Canada, o să-mi iau harta românească și o să număr toate județele în care am fost să vizitez. Amen. Amin. But God has a plan. Dar Dumnezeu are un plan. I'll give you an exact example of his plan. Vreau să vă dau un exemplu foarte concret a planului său. I only had one thing on my heart this morning. This morning. I only had one thing on my heart for this morning. Am avut și am pe inima mea un singur lucru pentru această dimineață. And I didn't know if I was going to be given the microphone. N-am știut dacă o să primesc microfonul sau nu. But yesterday, Pastor Daniel said to me one thing. Dar ieri, Pastor Daniel mi-a spus, pot să spun un singur lucru. So this one thing is for you today from God. Și acesta este lucrul pe care vreau să vi-l spun dimineața aceasta de la Dumnezeu. And I want you to take this very seriously. Și vreau să luați într-un mod foarte serios. Actually, it's God that wants you to take this one thing seriously. De fapt, este Dumnezeu cel care dorește să luați acest lucru cu foarte mare seriozitate. Okay, so let's get into it. Haideți să vă spun despre ce e vorba. In James chapter 1, we understand. În Iacov capitolul 1, noi înțelegem that God is saying to us, că Dumnezeu ne transmite, ne comunică, perseverance must finish its work. Că perseverența trebuie să-și finalizeze lucrarea, so that we are mature and complete and lack nothing. Ca noi să putem fi maturi și compleți, întregi, să nu ducem lipsă de nimic. And this is the journey that we are all on to become more mature. Și aceasta este de fapt călătoria în care cu toții suntem parte să devenim mai maturi. And it doesn't matter what age you are, we can all mature more. Și nu contează la ce vârstă ai ajuns, cu toții mai avem loc ca să ne maturizăm, să creștem. And be complete and not lack anything. Și să fim compleți și să nu ducem lipsă de nimic, să nu ne lipsească nimic. And we also understand from the scripture, de asemenea înțelegem din scripturi, that the people of God perish for lack of knowledge. Că oamenii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu pierd datorită lipsei de cunoștință. And
What I'm going to say to you now is the seed that God wants to plant in your heart. Și ceea ce vă voi transmite în următoarele minute este sămânța pe care Dumnezeu vrea să o planteze în inimile fiecăruia în parte. Especially for the younger generations here today, from 30 and under. Într-un mod special pentru generația tânără care se află în locul acesta de la 30 de ani în jos. Maybe 35 and under. Să ridicăm puțin etalonul la 35. Because the world is changing so fast. Pentru că lumea se schimbă atât de rapid. And God sent me today. Și Dumnezeu mi-a spus astăzi. To say this. Să vă comunic lucrul acesta. God wants you to know. Dumnezeu vrea ca voi să știți, să cunoașteți. He wants to save you from the life you think you want for yourself. Dumnezeu vrea să vă salveze din viața pe care voi credeți că o doriți. He wants to bring an awareness to you. El vrea să vă ajute să fiți conștienți. To save you from the life you think you desire that would be good for you. Să vă răscumpere, să vă salveze din viața de care voi credeți că ar fi cea mai bună pentru voi. And I want to explain what I mean. Și vreau să vă explic ceea ce doresc să vă transmit. Because God has some specific ideas going on in his mind for this younger generation. Că Dumnezeu are câteva idei foarte specifice în mintea lui pentru această generație tânără. To be honest, there are a few things about going home I'm not happy about. Să fiu sincer cu voi, sunt câteva lucruri de care nu mă simt entuziasmat gândindu-mă că mă întorc înapoi acasă în Canada. Let me tell you what they are. Haideți să vă spun care sunt acelea. When I go back home, there are many idols in my land. Atunci când mă voi întoarce înapoi în Canada, știu că acolo sunt foarte mulți idoli. Remember I said to you I've been traveling almost half of this country. Aduceți-vă aminte că am transmis faptul că am fost aproape în jumătate din România, am vizitat aproape jumătate de țară. And I hear a lot and I see a lot. Și am auzit multe și am văzut multe. The same idols in my land, they are here in Romania too. Aceiași idoli care se găsesc în țara mea sunt și aici în România. And God wants these younger generations as well as the older generations to understand about the idols in our land. Și Dumnezeu dorește ca generația tânără cât și generația mai în vârstă să fie conștienți de idolii care există în țara noastră. Remember, my people perish for lack of knowledge. Aduceți-vă aminte, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. We need to understand this. Avem nevoie să cunoaștem, să înțelegem lucrul acesta. As believers, we are in the world, but not of it. Dar ca și creștini, noi trăim în lumea aceasta, dar nu aparținem de lumea aceasta. And the world has weapons. Lumea aceasta are armele ei. And the believers have weapons. Dar și credincioșii au armele lor. And our weapons are to have divine power. Și armele noastre, armele celor credincioși sunt ca să avem puterea. For bringing down strongholds. De a doborî orice fel de întăritură. I have to be honest. I don't see this happening a lot. Trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, nu văd lucrul acesta întâmplându-se prea des. We have to have a greater understanding about the fight we are in. Trebuie să avem o înțelegere mai complexă, mai profundă asupra bătăliei în care ne aflăm. We have to understand about the weapons we fight with. Trebuie să înțelegem, să fim conștienți de armele cu care noi luptăm. They have divine power to bring down strongholds. Ele au o putere divină să doboare orice fel de întăritură. So I ask you, if we are not using these weapons, are we bringing down strongholds? De aceea aș dori să vă întreb, dacă nu folosim aceste arme ale luminii, doborâm noi oare întărituri? And I want you to know that these idols, we don't see them. Dar vreau să vă comunic, acești idoli moderni, noi nu-i putem vedea de multe ori cu ochii noștri. It's not like in the Old Testament when I walk down the street and see the idol from the foreign god. Nu mai este cum era odinioară în Vechiul Testament, în vechime, când mergeai pe o alee, pe o potecă și vedeai de fapt idolii dumnezeilor străini. But I want you to know these idols have teeth. Dar vreau să știți că acești idoli au dinți. And they bite you without you knowing it. Și te mușcă fără să fii conștient de lucrul acesta.
And there's a specific area that God wants to put his finger on this morning. Și este o zonă specifică în care Dumnezeu vrea să pună degetul lui în dimineața aceasta. And I'll tell you what that is later. Și vreau să vă spun care e acea zonă puțin mai târziu. But I'm not happy to go to my country. Așa cum am spus mai devreme, nu sunt entuziasmat să mă întorc în țara mea. And I'm going to give you 10 teeth. Și vreau să vă dau 10 dinți. That can bite me. Care mă pot mușca pe mine însumi. And those bites can be very effective. Și aceste mușcături pot fi foarte periculoase sau eficiente. These are idols of worldliness. Acești idoli ai lumii, acești idoli lumești. Money. Banii. Possessions. Posesiile materiale. Position. Poziția ta ca și influență. Career. Cariera. Sports. Sportul, entertainment, fanul, distracția, travel, călătoriile, exercise, exercițiu fizic, hobbies, hobby-urile noastre, and substances, și substanțele. Substances like what we put in our tummy, ceea ce punem în stomac. You know, when we spend a little time, if we have to stay in a pensiune, dacă trebuie să petrecem puțin timp într-o pensiune aici în România, and we'll spend a little time resting in front of the television, și petrecem puțin timp așa odihnindu-ne în fața televizorului, and it blows my mind how many television shows are talking about what we eat and what we drink. Și pur și simplu am rămas șocat să văd câte emisiuni la televizor vorbesc despre ceea ce noi mâncăm și ceea ce bem. You understand? Înțelegeți? So I want to share with you now what God wants to put his finger on. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră acum pe ceea ce Dumnezeu vrea să atingă, să pună degetul într-un mod specific. You need to understand, I've lived in Canada since 1967. I am 47. Vreau să înțelegeți că eu trăiesc în Canada din 1967, acum am 47 de ani. And I have a great understanding about the power of the idols of worldliness. Și am o înțelegere destul de complexă asupra privitor la puterea idolilor lumești. And I want you to know that what I see and what I hear. Și vreau să înțelegeți că ceea ce văd și ceea ce aud. This younger generation, two generations from 35 to 0, that you are not ready for this. De această generație tânără de la 35 de ani în jos, simt că nu sunteți pregătiți pentru această luptă. I'll guarantee you are going to get bitten. Și vă garantez că veți fi mușcați de acești idoli. And God does not want this. Și Dumnezeu nu dorește acest lucru pentru voi. He wants you with some knowledge. El vrea ca voi să aveți cunoștință. He doesn't want you to perish. Nu vrea ca voi să pieriți. Because we know he has a good plan for you. Pentru că cu toții știm, el are un plan bun pentru noi. A plan to prosper you, not to harm you, but to give you a hope and a future. Un plan ca noi să prosperăm și să nu pierim, să ne dea un viitor și o nădejde. And you need to understand, the world is enticing. Sin is fun. Și vreau să înțelegeți, lumea e destul de atrăgătoare, de multe ori păcatul e fun, e distracție. But I want to focus in on the money. Dar vreau să ne focalizăm puțin pe bani. The church in North America and from what I see here in Romania, we have a problem with God's way with money. Așa cum biserica în America de Nord, cât și aici în România, noi avem o problemă cu modalitățile lui Dumnezeu de a lucra cu bani. And it can take many years to learn from your mistakes. Și de multe ori pot fi ani întregi până când noi vom învăța din greșelile noastre. And God wants you to learn from my mistakes. Și Dumnezeu vrea ca voi să învățați din greșelile mele. He doesn't want you to have to go through that length of time for the mistakes. Nu vrea ca și voi să treceți prin aceleași necazuri și probleme ca să învățați din greșelile voastre. See, the problem is that we get in a fight with stepping out in faith. Vedeți, problema este că noi intrăm într-o luptă pășind afară în credință. And Satan wins the fight. Și diavolul câștigă bătălia uneori. And what that means for us is we give up and we quit. Și ce înseamnă lucrul acesta? Noi de multe ori renunțăm, ne dăm bătuți. And then we don't get the rewards from God. Și atunci
Nu primim răsplata din partea lui Dumnezeu. We don't get the gifts from God. Nu primim darurile pe care Dumnezeu le are să ni le dea. We don't get the blessing from God. Și nu primim binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. We don't get the harvest. Nu, de fapt, nu culegem recolta. Did you see that picture this morning of the combines all lined up bringing in the harvest? Ați văzut acea imagine care a fost pe videoproiector de dimineață cu recolta, privitor la recoltă? This is God's kingdom. This is God's way. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu, aceasta este modalitatea lui Dumnezeu. And these younger generations, they need to understand this. Și această generație tânără trebuie să înțeleagă aceste lucruri. Maybe already today somebody has one foot in the world. Poate chiar în ziua de astăzi unii dintre noi avem deja un picior în lume. Maybe you have two feet in the world. Poate i-ai pe amândoi în lume. Maybe you are following God and God's blessing is coming into your life. Poate ești dintre cei care îl urmează pe Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu este în viața ta. In any one of those three places. În oricare, în fiecare de fapt din aceste trei locuri în care te poți afla. You always have to be careful. Întotdeauna trebuie să fii veghetor, să fii atent. You always have to have an awareness. Întotdeauna trebuie să fii veghetor, să fii treaz. And am I getting too comfortable? Cumva devin prea confortabil in the goodness of God, în bunătatea lui Dumnezeu, in the blessing of God, în binecuvântarea lui Dumnezeu. I finally arrived. În sfârșit am ajuns la destinație. My needs are met. Toate nevoile mele sunt împlinite. I can relax now. Mă pot relaxa acum puțin. Maybe build bigger barns. Poate să țineți niște hambare ceva mai mari, mai încăpătoare. And this is what God wants you to understand. Și asta e ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să înțelegi. It relates to trust. Se relaționează încrederii. And the only way we get trust, și singura modalitate în care noi putem să ne încredem, is our intimacy with our Heavenly Father. Să ne credem în Dumnezeu este prin relația intimă pe care noi avem cu Tatăl. We need to make an adjustment. Trebuie să facem o mică ajustare. Seek God's kingdom first. Caută împărăția lui Dumnezeu mai întâi de toate. His way of doing things. Modalitatea lui de a face lucrurile. And all these things will be added unto you. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. This is an understanding God wants us to have. Asta este o înțelegere, o revelație pe care Dumnezeu vrea ca noi să o avem. His blessing is added to our life. Binecuvântarea lui este adăugată vieților noastre. But we learn from 2 Corinthians chapter 9. Dar învățăm din 2 Corinteni capitolul 9. When we're talking about seed time and harvest, acolo unde vorbim despre o vreme de seceriș și de a semăna, what does God want to do with our seed? Ce vrea să facă Dumnezeu cu sămânța pe care noi o avem? This is the seed of our life. Aceasta este sămânța vieților noastre. He wants to multiply it. El vrea ca să multiplice această sămânță. You see the difference? Vedeți diferența? In one way, God provides for us by adding. Una din modalitățile lui Dumnezeu este să aducă, să-ți dea prin a adăuga, prin adăugare. But our seed he wants to multiply. Dar sămânța noastră el vrea să o multiplice. The seed of our life. Sămânța vieților noastre. How we spend our time. Modul în care noi ne petrecem timpul. What we do for a career. Ceea ce facem noi pentru o carieră. And even the money that we earn. Chiar și banii pe care noi îi facem muncind. This money in my wallet, it's not just money. Acești bani în portofelul meu nu sunt doar bani. It represents my life. Reprezintă viața mea, timpul meu. So when I put my bond in the offering plate, atunci când îmi pun darea mea, zeciuiala mea în coș, this represents my life. Aceasta reprezintă viața mea. How did I spend my life to get this money? Cum mi-am petrecut, cum mi-am irosit sau folosit viața mea să fac acești bani. Many of us it would be where you work. Pentru mulți dintre noi este locul în care noi muncim. But what did we read in James chapter 1? Dar ce am citit noi de fapt în Iacov capitolul 1? You know the testing of your faith develops perseverance. Noi știm că de fapt încercarea credinței noastre dezvoltă răbdarea, perseverența. The testing of your faith will be with your money. Testarea, încercarea credinței voastre va fi și cu banii voștri. The testing of your faith will be how much do I trust God? Încercarea credinței voastre va fi cât de mult mă încred în Dumnezeu. I want you to know I'm practicing what I preach. Vreau să știți că eu
trăiesc și caut să trăiesc ceea ce predic. It's a big sacrifice for my family to come here every summer. Este un sacrificiu enorm pentru familia mea să venim în România în fiecare vară. But I have experience now. Dar am căpătat ceva experiență acum. Every time I go somewhere in this country, de fiecare dată când merg în diferite locații aici în țara aceasta, I see the sacrifice I need to make. Văd de fapt sacrificiul pe care trebuie să-l fac. And maybe at the beginning it's a bit of a surprise. Și poate la început e surprinzător, mă surprinde puțin. And I'm not ready in my heart to make that sacrifice. Și nu sunt pregătit în inima mea să fac acel sacrificiu, să plătesc acel preț. This is what this is about this morning. Asta este despre ceea ce e vorba în dimineața aceasta. God wants these younger generation with a heart that's ready. Dumnezeu vrea această generație tânără cu o inimă care este gata. To lay your life down. Să-ți pui viața ta la pământ, jos. The testing of your faith, the testing of your faith with money will be build perseverance. Încercarea credinței tale cu orice domeniu al vieții tale cu banii va aduce de fapt perseverență și răbdare. It will build trust with your God. Va zidi de fapt o relație de încredere cu Dumnezeul tău. You see, God has an ulterior motive here. Dumnezeu are un motiv de fapt ulterior. The only way you and I will be successful is to spend more time with God. Singura modalitate în care noi putem deveni niște oameni de succes este petrecând din ce în ce mai mult timp cu Dumnezeu. This is what God wants. Asta e ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. He wants intimacy with us. El vrea intimitate cu fiecare în parte dintre noi. And we build the trust. Și astfel se clădește relația de încredere între noi și Dumnezeu. Then when God says, lay your life down. Și atunci când Dumnezeu își cere, pleacă-ți, pune-ți viața ta la pământ. Here is the tension. Aici este tensiunea. It's a big tension. Este o mare tensiune, încercare. And these younger generations, they need to have the knowledge of the tension. Și această generație tânără trebuie să aibă cunoștința aceasta asupra acestei tensiuni ce există. The scripture says you can't serve God and money. Dumnezeu, Scriptura spune că nu poți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, banilor. You will hate one and love the other. Fie vei urâ pe unul și vei iubi pe celălalt. We have to understand. Everybody needs money. Trebuie să înțelegem un lucru, fiecare parte dintre noi avem nevoie de bani. God knows we need money. Dumnezeu cunoaște lucrul acesta că avem nevoie de bani. So how can he say you can love one and hate the other? Așa că cum poate spune Dumnezeu că vei iubi pe unul și vei urî pe celălalt? Because we don't have the understanding. Pentru că nu avem de fapt înțelegerea. That our life is to be laid before God. Că viața noastră trebuie de fapt predată înaintea lui Dumnezeu. We learn from John 14. Învățăm din Ioan 14. No greater love does a man have but to lay down his life. Nu există dragoste mai mare decât aceea ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. And I want you to know, I said I've been halfway around this country. Așa cum am menționat și mai devreme, am fost aproape în jumătate din țara aceasta. And I see what the people are praying for in Oradea, in Timișoara, in Deva, Samaria, Uricán, Hatzig, Brela, Altan Tepe. I hear what they are praying for. Și am văzut de fapt pentru ce se roagă oamenii lui Dumnezeu în toate aceste localități menționate mai devreme. You know what God says to my heart? Știți ce mi-a spus Dumnezeu, ce a spus Dumnezeu inimii mele? If my people are not afraid to get out of their comfort, dacă poporul meu nu-i va fi teamă să pășească în afara confortului lor, or be afraid that God won't provide for them, sau dacă vor înceta să se teamă că Dumnezeu nu le va purta de grijă, that maybe you or maybe me are the answer to their prayers. Poate că tu sau eu suntem răspunsul pentru rugăciunile lor. But you have a plan for your life. Dar tu deja ai un plan pentru viața ta. What can you accomplish in your own strength? Ce poți tu realiza în propria ta putere și tărie? I want to challenge you this morning. Vreau să te provoc în dimineața aceasta. Especially the younger generation. Într-un mod special generația tânără. That God says he has a good plan for you. Dumnezeu spune că el are un plan bun pentru tine. He has a plan to prosper you and not to harm you, but to give you a hope and a future. El are un plan gânduri de pace și nu de nenorocire, să-ți dea un viitor și o nădejde.
So now the tension in your life will be. Acum tensiunea, de fapt, lupta, frământarea în viața ta va fi. His plan or your plan? Planul lui sau planul meu? But I want to tell you, I've been in this country now 5 years. Dar vreau să vă spun, am vin în țara aceasta de mai bine de 5 ani de zile. And I understand the sacrifice that me and my family are making. Și înțeleg, am ajuns să înțeleg mai bine, de fapt, sacrificiul pe care eu și familia mea îl facem. I understand how I'm laying my life down. Realizez cum, de fapt, îmi ofer, îmi sacrific viața mea. With my time, with my energy, with my money. Cu timpul meu, cu energia pe care o ofer și banii pe care îi ofer. But I want you to know. Dar vreau să știți un lucru. God's plan for me and my family is better than anything I could ever accomplish in my own strength. Dar planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru viața mea este mai măreață decât orice fel de alt lucru pe care l-aș fi putut realiza prin propria mea putere. And you have to trust God for this. Și ai nevoie de credință, ai nevoie de încredere totală în Dumnezeu pentru aceasta. And it may be hard. Și poate fi dificil, poate fi greu. And there will be challenges. Și vor fi multe provocări în calea ta. And the world will always be there. Și lumea întotdeauna va fi în jurul tău. Hey, why don't you relax? Hey, de ce nu te relaxezi și tu puțin? Why don't you come back to the comfort? De ce nu te întorci în zona aceea de confort? But I want to push you forward. Dar vreau să te împing, puțin mai departe, în afara zonei de confort. I believe you, some people here in this room right now are answers to prayer in this country. Cred din toată inima că anumiți oameni din locul acesta sunt de fapt răspunsul rugăciunilor credincioșilor din națiunea aceasta. And it will be hard. Și va fi greu. And that you will share in the sacrifice of Jesus Christ. Și de fapt vei împărtăși suferința lui Hristos. I think if I got the scripture right from this brother, it says share in the suffering of Christ. Și dacă am prins versetul bine din ceea ce am împărtășit mai devreme fratele nostru, este să împărtășim de fapt suferinței lui Hristos, suferința lui Hristos. But I heard my sister Daniela say the other day to me. Dar am auzit-o pe sora Daniela spunându-mi ieri. She gets great joy from the sacrifice she gives to her family. Ea obține și are o satisfacție extraordinară din sacrificiul pe care îl face față de familia ei. And the kids have said to her, "Thank you, mom, for the sacrifice." Și copiii i-au spus, i-au comunicat, îți mulțumim, mamă, pentru sacrificiul depus. We see the sacrifice. Noi putem vedea sacrificiul. And we thank you so much for the sacrifice. Și îți mulțumim enorm pentru sacrificiul tău. And there are brothers and sisters, there are churches in this country that are waiting for us to sacrifice in this way. Și sunt frați și surori, oameni în națiunea aceasta care ne așteaptă să ne punem viața noastră la bătaie, să sacrificăm pentru Dumnezeu. And this is the maturing process. Și acesta este de fapt procesul de maturizare. These younger generations need to know that they can trust our God. Aceste generații tinere au nevoie să cunoască că ei se pot încrede în Dumnezeu. And the high in their life will be better than anything the world can give. Și de fapt, culmile împreună cu Dumnezeu vor fi mult mai bune decât orice lumea aceasta le-ar putea oferi. And I will end with this. Și vreau să închei cu lucrul acesta. We have to learn to trust God with our money. Trebuie să învățăm să ne încredem în Dumnezeu cu banii noștri. We have the parable of the sower in 3 gospels. Avem parabola cu semănătorul în Scriptură, în 3 dintre evanghelii. God put the parable of the sower in 3 out of 4. Dumnezeu a pus această parabolă a semănătorului în 3 evanghelii din 4. And what do we learn about our money? Și ce învățăm noi despre banii noștri, despre finanțele noastre? God is looking for fruit. Dumnezeu se uită după roade. God is looking to multiply your seed. Dumnezeu se uită să multiplice de fapt sămânța ta. Think about multiplication. Gândește-te puțin la procesul de multiplicare. Multiplication is greater than adding. Multiplicarea este mult mai mare decât adăugarea. Multiplication is big. Multiplicarea este măreață. So let's multiply my seed. Haideți să multiplicăm puțin sămânța pe care o am în mână. Let's make it easy, 200.
Hai să o facem puțin mai simplu, 200 de lei. I want you to multiply 200 by 100. Vreau să multiplicați, să mulțiți 200 cu 100. You get 4 zeros. Îți dă un număr cu 4 zerouri. If this is my seed, dacă aceasta este sămânța mea, 200 lei. 200 de lei. If God multiplies it by 100, dacă Dumnezeu o multiplică de 100 de ori mai mult, what number do we get? Ce număr de fapt obținem? Ce? 20,000. 20,000. Can you handle God giving you 20,000 lei? Crezi că poți administra dacă Dumnezeu ți-ar da 20,000 de lei românești? Maybe while you're laying your life down. Poate pe măsură ce îți oferi viața ta. You think you can meet your needs with 20,000 lei? Tu crezi că poți de fapt îndeplini nevoile tale cu 20,000 de ron? You have this look on your face like God would not do this for me. Parcă aveți această privire pe fața dumneavoastră, Dumnezeu nu trebuie să facă chestia asta pentru mine. You need to believe God's goodness is that good for you. Trebuie să înțelegeți un lucru, bunătatea lui Dumnezeu este așa de măreață pentru tine. I have had 100 multiplication on my seed. Eu am avut în sămânța mea a fost multiplicată de 100 de ori. This is God's way. Aceasta este modalitatea lui Dumnezeu. This is God's kingdom. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. God is our rear guard. Rear guard. He's got my back. Oh, Dumnezeu este cel ce ne păzește spatele. Isaiah 58. He's my rear guard, right here. But do I trust him? Ne încredem noi oare în Dumnezeu? But in the parable of the sower, dar în parabola semănătorului, this is the knowledge that the younger generations need. Aceasta este cunoștința de care generația tânără are nevoie. Listen real carefully now. Ascultați cu foarte mare atenție. How does the seed that God is trying to multiply get choked? Cum este de fapt înăbușită sămânța pe care Dumnezeu dorește să o multiplice? He addresses the money. El adresează într-un mod direct banii. It's a direct hit. Este o lovitură directă spre aceasta, spre bani. If you read the parable of the sower in the three gospels, dacă citești parabola semănătorului în cele trei evanghelii, this is for the younger generation. Aceasta e pentru generația tânără. Don't get distracted. Nu fi distras. Don't get deceived. Nu fi înșelat. Listen to what God's word says. Ascultă la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. What is choking the seed? Ce sugrumă, ce năbușe de fapt sămânța? Three answers. Trei răspunsuri. Deceitfulness of wealth. De fapt, înșelăciunea averilor. Riches and pleasures. Bogățiile și plăcerile. And the desire for other things. Și dorința pentru alte lucruri. This is why I don't want to go home. Ăsta e motivul pentru care nu-mi doresc să merg acasă. I can guarantee you in 5 minutes of being in my neighborhood. Vă garantez că în 5 minute fiind de fapt în cartierul unde locuiesc, the teeth will be out. Dinții deja vor fi scoși la vedere. I don't see them. Nu-i văd. But they're clawing at my spirit. Dar ei pur și simplu parcă zgârie. They're clawing at my soul. Zgârie de fapt mintea mea, sufletul meu. Because I will see how the world is infecting my neighbors. Pentru că voi vedea modul în care lumea aceasta afectează și infectează cartierul în care locuiesc. Because I see how they spend their money. Pentru că văd modul în care ei cheltuiesc, irosesc banii. Deceitfulness of wealth. Înșelăciunea averilor, bogăților. The desire for other things. Dorința pentru alte lucruri. And riches and pleasures. Și bogățiile și plăcerile. But the joy that I spoke about, dar bucuria despre care am vorbit mai devreme, the one that is God's good plan, aceea care este planul lui Dumnezeu bun, that he has for each one of us, care l-are pentru fiecare parte dintre noi, it's in the sacrifice, este găsit în sacrificiu, it's in the trust, este găsit în credința și încrederea noastră în Dumnezeu. And when I was around the country this summer, și atunci când am fost în jurul țării acesteia vara aceasta, I saw young people making these choices. Am văzut de fapt
oameni tineri făcând aceste alegeri pentru viața lor. And I saw the joy in their heart. Și am văzut de fapt bucuria în inimile lor. And there's nothing greater than having the joy of the Lord. Și nu există nimic mai măreț decât a avea acea bucurie a Domnului în viața ta. Young couple, maybe 25, 26. Un cuplu tânăr, 25, 26 de ani. Just starting life. Doar ce au început viața de căsnicie. Two kids of their own. Deja aveau doi copii. And somebody makes a request. Și cineva a făcut o cerere. We're looking for parents. Ne uităm, căutăm părinți. For 10 more children. Care să to adopt or to have their foster, to foster. Care să adopte, să îngrijească alți 10 copii. Can you imagine? Vă puteți imagina? You now have a dozen. Acum ai deja 12 dintr-o lovitură. And you're only 24 or 25. Și nu ai decât 24-25 de ani. I saw places like this around the country. Am văzut locuri ca acestea în jurul țării. I saw the blessing of God in their life. Am văzut binecuvântarea lui Dumnezeu în viața lor. I saw the joy of the Lord in their life. Am văzut bucuria Domnului în viețile lor. From the same sacrifice like this mother. De la același gen de sacrificiu pe care această mamă l-a făcut. Because God has a good plan. Pentru că Dumnezeu are un plan bun. And I leave you with this. Și vă las cu lucrul acesta, cu gândul acesta. I encourage you to be open to hear God's voice. Vă încurajez să fiți deschiși să auziți vocea lui Dumnezeu. There are men and women called of God around this country. Sunt femei și bărbați din prejurul acestei țări chemați de Dumnezeu. And they're praying for help to start a church. Și ei se roagă după ajutor ca să poată începe o biserică nouă. Maybe you and your family are the answer to their prayer. Poate tu și familia ta sunteți răspunsul pentru la rugăciunile lor. This is a strong church. Aceasta este o biserică puternică. And so what I see is. Și ceea ce văd este. In the model from the New Testament, în modelul din Noul Testament, you get sent out. Ești trimis. So are you going to stay strong? Veți sta aici puternici? Are you going to stay comfortable? Veți sta aici în confortul vostru? I'm afraid not to be so close to my mom and dad. Mie teamă să nu fiu, o să fiu departe de mama și tatăl meu. I'm willing to put up with the phone calls from my mom. Da, mama, da, mama, da, mama. Sunt gata să mă duc la o distanță în care singura modalitate în care se comunic cu ea e prin telefon. Because I'm comfortable, because my mom can always help me. She will always come. Pentru că sunt confortabil că mama totdeauna mă va ajuta și totdeauna va veni atunci când o voi chema. But I want to encourage you to be open. Dar vreau să vă încurajez să fiți deschiși. Maybe God has a different plan. Poate Dumnezeu are un plan diferit de cel pe care voi îl aveți în mintea voastră acum. And he will challenge your fear. Și el va, de fapt, va provoca teama pe care o ai în mine. Și va provoca, de fapt, confortul în care te afli. And much blessing will come to your life in your obedience. Și multă binecuvântare va veni în viața ta atunci când vei trăi în ascultare. Maybe God will have another mother for you in the new city. Poate Dumnezeu va aduce în viața ta o altă mamă acolo în orașul nou în care el te trimite. Or maybe a bunică. Sau poate o bunică. Who can help you? Care să te poată ajuta. We need to trust our God. Avem nevoie să ne încredem în Dumnezeul nostru. And this is the plan that God has for us. Și acesta este planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi. We don't want to lose our young people to the world. Nu vrem să pierdem generația tânără lumii acesteia. We don't want them enticed. Nu vrem să-i ținem îngrădiți. We don't want them losing to the deception. Nu vrem ca ei să piardă de fapt în fața înșelăciunii celui rău. I'm very serious. Sunt foarte serios. This plan that God has to bring my family to Romania. Acest plan pe care Dumnezeu l-a avut să aducă familia mea în România. Everybody back home says this one thing. Toți cei pe care îi cunosc acasă au spus acest lucru. In the sacrifice that we make. În sacrificiul pe care noi îl facem. What a great opportunity. Ce oportunitate extraordinară. For my daughter. Pentru fiica mea. To see the difference between North America and another place. Să vadă diferența între America de Nord și o altă locație, o altă țară. It would be so easy to stay home. Ar fi atât de ușor și de simplu și de comod să stăm acasă.
We are never hot like this. Niciodată nu e cald cum e aici la noi în țară. We have air conditioning in the house. Avem aer condiționat în casă. I get hot running to the car. Singurul loc în care mă încing puțin e cât alerg până la mașină. I crank the air conditioning in the car. Pornesc aerul condiționat în mașină. And when I go to the mall, it also has air conditioning. Și când mă duc la mall, și acolo au aer condiționat. And yet you see the seeds of God planting in my daughter's heart. Dar voi aveți ocazia să vedeți de fapt sămânța lui Dumnezeu cum este plantată în inima fiicei mele. Trust his plan for your life. Crede planul lui Dumnezeu pentru viața ta. He will be faithful to you. El va fi credincios. Amen. Amen.